Aș întoarce puțin la problema cu acele liste suplimentare. Bun, nu putem afirma cu tărie că toți cei care au votat pe liste suplimentare au votat, să spunem, în urma unei, n-a fost o fraudă. Nu avem dovezi, clare că corect. A fost o fraudă. Dar în același acolo timp vorbim de zone în care, în mod normal, nu aveau ce căuta turiști. Studenți nu există în acele zone, încât să spunem, nu este cumva justificabilă, logic nu putem să justificăm creșterea bruscă a unui număr de votanți, da? Deci vorbim de dublări ale populației din zona respectivă aproape. Da, ce să spun aici, mă zbat între două dimensiuni, cea a consultantului politic și a juristului, că la bază sunt jurist. În absența unor dovezi tangibile foarte clare cu privire la fraudarea votului în acele localități unde, știu, avem prezență 200% sau 250%, nu mă pot pronunța. Pur și simplu au fost oameni la vot, au votat. Dacă există dovezi în acest sens, să le vedem și instituțiile abilitate să-și facă treaba. Știu, procurorii și așa mai departe, instanțele mai departe. Însă, ce aș vrea să spun este că aceste liste electorale, ele au fost, a fost posibil votul pe liste electorale din simplu motiv că legislația a permis acest lucru. Și întrebarea mea, de altfel, este în ce măsură, sau de ce legislația a permis în țară votul pe liste suplimentare, iar în străinătate a existat o blocare a votului. Pur și simplu acest lucru poate naște anumite percepții și suspiciuni cu privire la modul în care a înțeles actualul guvern să organizeze alegerile. Dar încă o dată, în lipsa unor dovezi clare că acolo a fost fraudat votul pe aceste liste suplimentare, nu putem decât să avem percepții, iar percepțiile pot crea și monștri uneori, adică să fim atenți cum le folosim. Ar putea fi o soluție votul prin corespondență? În mod sigur ar putea fi o soluție, dar și aici el este o soluție numai în măsura în care legiuitorul, și anume parlamentarii și o majoritate parlamentară, adoptă o modificare a legii electorale. Însă nu este chiar atât de simplu pe cât pare, pentru că trebuie să avem și niște elemente de siguranță a acestui vot prin corespondență. Și cred că este nevoie de o echipă mai extinsă care să judece cu privire la oportunitatea și modul în care se poate în mod efectiv face, realiza acest vot prin corespondență. Și ar trebui să vedem în Parlament deja o organizare a unei comisii, să spunem, mai extinse, care să judece cu privire la acest lucru. Dar da, este o soluție, numai că trebuie să fim atenți cum se realizează, că nu orice soluție anunțată, când este pusă în practică, este și bună. Și atunci trebuie mai multă atenție și e nevoie de niște specialiști, nu numai în știința politică, ci și în chestiuni foarte concrete, de natură, știu eu, tehnică. Cum se trimite votul acela, cum se face, care sunt elementele de siguranță și așa mai departe. Te-aș întreba, pe ansamblu, unde a greșit Victor Ponta? Unde a greșit staful de campanie Victor Ponta? În mod surprinzător, cred că încep puțin mai pe departe. Nici ACL-ul, nici PSD-ul nu cred că au realizat foarte clar importanța acestui vot din străinătate. Dacă ar fi după mine să trag așa o concluzie, a greșit în organizarea modului, în organizarea alegerilor în străinătate. N-au simțit impactul pe care blocarea unui drept al cetățenilor din străinătate l-a avut atât în rândul lor acolo, cât și în țară.